Barbados este o țară insulară din Caraibe. De fapt, este cea mai estică insulă din acest arhipelag. Este un stat independent, iar limba oficială este engleza. Asta pentru că a fost colonie britanică. Englezii au pus stăpânire pe această insulă prin secolul 17 și au adus sclavi din Africa pentru a lucra plantațiile de trestie de zahăr. Prin secolul 18, sclavia a fost abolită, însă oamenii aduși din Africa au rămas pe insulă și au format ceea ce astăzi cunoaștem ca poporul insulei Barbados. Și pentru că istoric aici s-a cultivat trestie de zahăr, pe insulă găsim plantații și distilării de rom renumite în toată lumea. Prima pe care o vom vizita este St. Nicholas Abbey, cea mai veche plantație de pe insulă și o atracție turistică deosebită. În viața mea când merg la o plantație. La o plantație din asta autentică și simt efectiv vibe-ul. Un vibe pe care l-am văzut doar în filme, sincer. Am văzut chestia asta doar în filme și acum suntem aici. Plantația asta este dotată și cu un trenuleț. O să ne vedem și cu trenulețul. O să vedeți, e foarte drăguț, e ca o mocăniță românească, numai că este o mocăniță din Barbados. O să dăm așa o tură puțin prin jurul plantației, nu foarte mult, pentru că mocănița nu merge departe, că e veche și nici nu are foarte multe șine, adică e așa, mă, pentru turiști. Dar ea, e drăguț, e ceva de văzut. Și foarte interesantă istoria acestui loc. E ceva de văzut dacă vii în Barbados, nu doar să stai pe plajă. Poți să vii cu copii, e foarte drăguță. Tura cu mocănița e foarte mișto. You've been on the train? We've been on the train, yes. Oh, you enjoyed it? Yes, so far so good. And that view, yeah, you got a lot of figures. Oh yeah, with the drone and everything. Yeah. Now we want to relax, tasting some 5-year-old rum. I like the way the bottle looks. Very, very premium and special. And it actually depicts the Great House. It depicts the Brick House, yes. This oh, okay. One. Mm. It's sandblasted. Oh, it's sandblasted on the bottle. Mmm. So basically, when you tell friends, hey, let me serve you some rum, you can brag about the fact that you've been here, you know, you've been here. And at the back, here, every bottle is dated. It has the barrel number and the bottle number. Sort of a certification of authenticity. Exactly. Wow. And when you purchase a bottle of rum, you can also have a message engraved and at no additional cost. That's true. Where can I purchase one? I'm serious. This is a gift shop there. Awesome. I might want to do that. Let's have taste first. The presentation was good. Let me see if the product is up to par. Oh. Do you have a 10-year-old? No, that was bigger. The 10-year. Is now a 12-year. Okay. Oh, because it's been going for... Yeah. So from the 12-year, then we'll go to a 15-year. Asta încercam să fiu sincer, nu vreau să-i pun cur.
nejustificați. Nu, cred că ne place mai mult aromat, nu? Mă, ăsta nu este un rom, deci ăsta nu este un rom aromat. Exact. Este un rom 100% pur rom. O să vedeți că puteți să gustați romuri care au în ele vanilie, ciocolată și au un gust de sirop, efectiv. E foarte mișto și mie îmi place romul aromat și am în, în bar rom aromat, pentru că din când în când îmi place. Dar ăsta este rom autentic, rom pur, rom 100% neatins. Singurele arome pe care romul ăsta le are sunt aromele pe care le-a tras din butoiul de stejar. Aia e tot. Deci aici este doar maestria distilerului șef. Nu e adăugat cu chestii. Da, îmi place. Este, este un pic mai apos, nu este foarte, nu e foarte dur, nu e foarte puternic. 40% alcool. 40% alcool e foarte bine. Adică e puțin, nu e foarte mult. Se simte un pic mai apos, e un pic mai, nu așa de puternic, nu așa de intens. Adică ăsta poți să îl bei înainte de masă, ca o digestie, e perfect. Da, are o, are o, o aromă mai, mai distilată, nu foarte puternică. Și pentru faptul că este învechit doar 5 ani. Adică n-a stat foarte mult în baric, n-a avut timp să-și tragă, știi? În puțiciunea, în puțiciunea butoiului. A stat doar 5 ani. Cu siguranță, dacă e să gustăm unul care a stat 8 sau 10, e mult mai împuțit, e mult mai puternic, mult mai intens ca și, ca și, ca și flavor. Îmi place foarte mult cum arată sticla. E și mai chiar rău sticla. E și foarte scump. Păi n-au uite la locul ăsta. Da, uite, asta este rom alb. Deci asta este rom alb, este, este neînvechit, după cum vedeți, e transparent, adică el n-a stat în butoi. Orice rom vezi care este altfel decât alb, înseamnă că a stat în barică, a stat în butoi. Butoiul dă romului culoarea. El, practic, este alb, exact ca țuica. Deci am ajuns la finalul turului, suntem pe terasă, foarte frumoasă terasa, ești practic în junglă, în sălbăticie, este absolut superb aici. Și din păcate bucătăria s-a închis la 3, deci nu putem să luăm prânzul, dar putem să luăm o sticlă de rom din asta, de la plantația pe care am vizitat-o și nu numai că putem să luăm o sticlă de rom, putem să avem ceva inscripționat efectiv pe sticlă, gravat pe sticla de rom. Și acum ne gândim ce să scriem pe sticla de rom. Hashtag the sailing hash. Hashtag the sailing hash? Merge. Uh-huh. Facem așa? Hashtag the sailing hash? Da. Gata, așa scriem pe, pe sticlă. Acum întrebarea este ce rom luăm? De 5 ani? De 8 ani? De 12 ani? Sau de 20 de ani? N-am bani de cel de 20 de ani care e 500 de euro. Sub nicio formă n-o să, adică... Mi-ar plăcea, dar de unde? No way, nici pe aproape. O să-l iau pe cel de... 5 ani. Cel de 8 ani, că este 100 de euro. Și aș, chiar și așa, 100 de euro pe sticlă de rom, oh my god, mor. Dar, nu știu, o să o țin forever and ever și gravă, nici dacă o să o beau. Cred că o să o țin așa gravată, știi? Amintire, gen. Amintire, gen. E chiar, și știi, și sticla e specială, arată într-un mare fel. Bine, când o să o iau. Bun, mergem să cumpărăm o sticlă. Am decis. De aici te spune. Sunt magazinul de suveniruri și îmi place foarte mult pentru că are aer condiționat și răcoare. Oh my god, ce bine e aici. E că bine. Uite, poți să ieși și un gem. Hello. So, I would like the 8-year one. Mm-hmm. This one. Ce poți să mai vezi în Barbados sunt tot felul de rezervații naturale, de animale sau de plante. Acum, de exemplu, ne aflăm într-o rezervație de animăluțe. Și, noroc, animăluțe. Animăluțe? Unde? Uite-le. Două țistoase care, în fața mea. Mă, nesimțiților. Give it.
N-am înțeles orașul pentru de echilitate, nu? Fain. Așa cum spuneam, suntem la o rezervație naturală unde sunt animăluțe sălbatice. Mă rog, nu vă gândiți că găsiți cine știe ce. Sunt maimuțe, sunt țestoase, sunt păuni, bibilici, căprioare, flamingo, păsări de-astea așa, exotice. E foarte mișto. Nu este un tur ghidat, poți să mergi singur, deci te lasă să mergi singur pe toată rezervația asta. Deci au încredere în tine că nu e o țestoasă și o faci la grătar. Este seara, nici măcar nu știu ce zi e, vineri este astăzi. Am decis să plecăm din locul unde suntem noi, să mergem până pe lângă Bridgetown, este un loc ce se numește Oyston, unde este aparent un fish market foarte mișto, unde putem să mâncăm ceva interesant și să vedem localnicii, să vedem bucătăria locală, plus că Peter are un Tinder date. Deci, da, să vedem ce iese. So this is an experience. Oh yeah, we're going to Bridgetown, baby. Mergem în Bridgetown și după aia fish market-ul ăsta nu e în Bridgetown, este într-un oraș lângă. Să vedem cum luăm un taxi ceva, nu știu, până acolo. Ne-am oprit pe marginea drumului, nu știu de ce, pur și simplu David, care este șoferul, s-a oprit. Și pentru că este foarte cald, ne-a luat niște beri, care na, erau un bar aici, o gheretă, la niște beri și așteptăm, nu știu exact pentru ce, dar așteptăm. Hai noroc! Deci aparent în Barbados poți să conduci legal după ce ai băut alcool. Da, e adevărat, nu e nicio lege care să-ți interzică să bei la volan. Nici nu mai zic de alte substanțe, ganja sau alte chestii, adică toată lumea aproape aici fumează ganja. N-am cunoscut pe nimeni care să nu fumeze. Da! Inclusiv șoferul nostru a zis că inclusiv el a băut o bere acum în seara asta, înainte să mergem în Bridgetown. Adică aici nu există legi care să te prevină din a bea la volan. Din păcate. Sau a fuma la volan. Din păcate. Mă rog, din păcate, din fericire, depinde în ce punct de vedere privești, pentru că sunt unii oameni care apreciază chestia asta. Da, dar dacă se întâmplă ceva nasol, nu mă apreciez. Dacă se întâmplă ceva nasol, da, dar sunt unii oameni care le convine. Da, din păcate sau din fericire, da, yeah. Is it the stop guy button? Is it the stop? Yes. So you have to press that button to tell the driver you want to stop? I didn't actually know that's what that weird buzzing. Yeah, that noise that Does it make a noise or what? Yeah, man. The thing? Yeah, it's like a bird, little bird chirping. Ah, ok. Deci, fii atent, dacă vrei să te oprești la o stație, de exemplu, dacă vrei ca autobuzul să oprească, să-i spui că vrea să oprească, apeși butonul ăsta și vrei cum face. Ca să știe că vrea să oprești. Arunci și repeat. Bun, am ajuns în Bridgetown, aici cu autobuzul nu se pune că ai ajuns la destinație, ci ai supraviețuit călătoriei. Efectiv. Efectiv. A fost mișto. A fost mișto. Ce a fost, stai puțin. Dar a fost mișto la modul că da, ca fost și cum... Rapid, adică nu credeam că să facem orice, m-ați zis jumătate. Ca și cum un bungee jumping este mișto. Dar faza este că omul ăla accelera maxim, după care frâna maxim. Efectiv, asta făcea. Cred că are un consum enorm la autobuzul ăla. Ia uite, frate, cum merge, ce efectiv accelerează maxim. Deci cred că ăștia schimbă ambreiaje în fiecare lună, nu exagerez. Sau nu.
Bă, nene, deci cum? Deci, nu, deci o oră sau cât am mers, efectiv omul mergea blanul cu autobuzul ăla. Deci da, se le forjează de toți banii. Nu interesează cât consumă, nu interesează bucșăraie, nu interesează ambreiajul, they don't give a shit. Bun, am ajuns în Bridgetown. Hai să găsim fish market-ul. So this is the famous fish thing, yeah? Famous fish thing. Fish thing. There's a fish right there, so we must be in the right place. Să mănânci mici, să bei bere, nu? Ca la zilele orașului, oricare oraș din România. Multe grătare, muzică, oameni. Hawaiian, astea sunt rețete de cocktailuri. O carte întreagă, uite cât de groasă, numai cu rețete de cocktailuri. O să-ți ia ceva ca să le bei pe toate astea. Într-o viață ai zis. O viață, aș zice, mă jur. Ce știu ce aici? Ce mișto. Și un pic de istorie, așa printre cocktailuri. Să mai vezi despre... A, despre Bordeaux, zice. Bordeaux. The town of Bordeaux has given this, eh? No. De unde vine vinul de Bordeaux în staff. Deci îți spune și cele mai burgundii. Îți spune și cele mai celebre locuri asociate cu băutura. Păi na, despre asta e vorba aici, despre... Știi? Normal că ești tu toate locurile bune. Ce? Așa este. Și că în unele țări este ilegal să bei alcool. Ce bine că nu la noi. Da, în țările arabe este ilegal, este interzis prin lege. Nu ai voie să bei alcool deloc. Nu știi că și la Formula 1, când s-a făcut în Qatar, nu avea voie să dea cu șampanie. Mm-mm. Ilegal. Mm-mm. Ilegal alcoolul. Mm-mm. Aici. Mm-mm. Știi? A făcut o artă din alcool. Exact ca și cum, de exemplu, în America este legală iarba. Și acolo ai tot felul de sortimente, pe culori, pe arome, pe... Da. Depinde ce îți place în viața asta, ai unde vrei, unde să mergi, orice vrei. Dacă îți place how mergi în Columbia, dacă îți place miau, te duci dincolo, dacă îți place să bea, găsești un loc pentru orice, nu e problemă. Dacă în țara ta aceste lucruri sunt interzise, găsești țări în care... Mă, eu mă comport așa pentru că... Primul lucru de dimineață, tipul ăsta de la bar, a dat un shot de rom. Și asta este după ce ne-a dat un cocktail pe bază de rom. Deci... E dimineață. Nu am mâncat nimic, deja am băut. Deci nu poți să ții camera asta bine, mă, uite cum faci așa cu ea. Tu nu vezi? Nu te știu, nu zici tu. Nu zici. Măi. Sunt gata de duș. Procesul de producție al romului este foarte simplu. La fel ca țuica românească, doar că în loc de prune sau mere, se folosește trestie de zahăr. Aceasta este trecută printr-un storcător pentru a scoate tot sucul. Mai apoi, lichidul rezultat este lăsat să stea o perioadă până se transformă în molasă, adică o substanță neagră, viscoasă și dulce. Aceasta se lasă la fermentat, după care se fierbe în aceste cazane, iar aburul rezultat din această fierbere este alcoolul. Acesta se pune în butoaie de stejar sau alte tipuri de arbori și se lasă acolo câțiva ani ca să-și tragă aromele din baric. Și acesta este tot procesul de producție al romului. Nu e foarte complicat. Mie-mi place Europa. Știu că-ți place Europa. Acum văd și eu cum se distrează, mă, știam, dar nu pot să vezi cum...
care e procesul, știi? Plus că ne dă să bem în continuu. Cred că și asta contează foarte mult, că creează experiență mai mult. Da. Dar faza este cu uiți, după aia nu mai știu ce s-a întâmplat. Știi? Cum a fost, dar nu mai știu. Nu mai știu, dar am poze. Dar am poze și am filmulețul ăsta, ca să-mi aduc aminte cum a fost. După lângă faptul că primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns, am băut niște rom, bineînțeles. Acum, după tur, facem o degustare de rom. Mulțumesc, Denisa. Asta este al treilea pe care îl bem. Prima oară am băut Mount Gay Eclipse, se numește. Este cel mai prăpădit dintre ele. După care am băut Mount Gay Black Barrel, la care este învechit un pic mai mult. Și acum încercăm Mount Gay XO, care este învechit cel mai mult. Este cel mai premium dintre cele trei. Oh, da. Asta miroase mult mai bine. Menționez că ăștia de la Mount Gay nu fac spiced rum, adică nu pun arome în rum. Este doar rumul cum iese din baric. Sunt unele branduri de rum care adaugă arome. Vanilie, ciocolată și fac mai aromat. Ăștia de la Mount Gay nu fac asta. Fac rumul pur, exact cum iese din baric. Și Denisa este la al câtelea rom ești, Denisa? Hmm? Al câtelea rom? La al câtelea rom ești? De ce nu mai știi? Ți-e foame? Nici nu mai pot de foame. Hai, noroc. Este uleios ăsta, uite, și chiulei. Are culoarea mai întunecată un pic. Așa, ce culoare fain are. E mai maroniu, așa. E maroniu un pic, da. Pentru că asta mai mult în baric, ăsta e mai împuțit. Oh, ce frumos miroase. Începem? Rum cake. Da, asta e cel mai bun de până acum, clar. Așa-i? Da. Se simte că e puțit. Să găsim un loc unde să prindem dinghiul. E destul de mișto aici, este un canal, practic, care se trece prin Bridgetown și care se varsă în mare. Asta e viața de navigator. Trebuie să găsești loc unde să-ți parchezi mașinuța, adică dinghiul. Uneori enervezi lumea, uneori nimerești oameni care zic, nu, parcă aici. Super frumos aici. O arhitectură drăguță. Nu? Bridgetown-ul ăsta. Mă simt ca și cum zici că aș fi... Nu știu unde mai simt. Și că sunt în... Londra. În Londra? Da, aș da ca un vibe de... Nu de insulă, de oraș. Oraș. De bun, am lăsat telefoanele la un... din ăsta de la un shop de reparat telefoane, pentru că am în două telefoanele noastre, plus tableta pe care o avem, s-au dus naibii, nu se mai pot încărca din cauza apei sărate care a intrat la mufa de încărcare. Mediul marin este un mediu foarte coroziv pentru orice aparat electronic, în special telefoanele. Sau pentru hârtii. Sau pentru hârtinge, da, și hârtiile se fac muci. Așa că l-am lăsat aici la băiatul ăsta și noi nu avem telefon niciunul, nu avem internet, nu avem hărți, habar n-am unde mergem, dar avem 2 ore jumate să explorăm Bridgetown-ul, după care să ne întoarcem aici să luăm telefoanele, care o să coste 200 de euro reparația. 2 mufe de încărcare la telefon, ceea ce mi se pare. Să-l desfacă, trebuie să haumiau, într-adevăr. Dar oricum, mă rog, 200 de euro. Și da, eu sper să ne mai știm întoarce. Știi? Suntem fără hărți. Nu avem hartă. Hai să vedem ce putem vedea din Bridgetown.
O altă problemă când trăiești pe barcă este că trebuie să-ți arunci undeva gunoiul. Ori noi tot timpul când venim pe pământ cu dinghiul, luăm și un gunoi cu noi. Și trebuie să găsim un loc unde să-l aruncăm. Și de multe ori nu găsim și ne plimbăm cu gunoiul în mână kilometri întregi până când găsim efectiv. Unde? Ai văzut un gunoi aici? Unde? Problema cu gunoiul. Deci ne plimbăm cu gunoiul în mână, efectiv, ca să găsim un loc unde să-l aruncăm. Asta este boat life. Bridgetown este capitala Barbados și cel mai mare oraș de pe insulă. Cu o arhitectură colonială și străzi colorate, te cucerește rapid cu vibe-ul caraibean. Nu prea e mare lucru de vizitat aici, decât poate casa copilăriei Rihanei. Da, Rihana cântăreața este din Barbados și oamenii de aici vă imaginați că se tare mândresc cu ea. Noi, din păcate, nu am ajuns până acolo, dar poftim niște imagini de pe Google Maps ca să vă faceți o idee. Lăzi, vrei să mănânci ca localnici? Da. Ha? Adică fast food-uri. Adică fast food? Foarte multe restaurante din astea. Cum îi spune? Fast food, șefet. Șefete. Șefete. Ce fete. Noi să vedem ce fete au ăștia acolo. La cât de foame ții că mănânci orice. Cum e? E bună. Nu e cel mai bună. Merge. Nu? De foame, așa? Nu zic, cum a fost la ce fete? Și peste drum KFC-ul. Na, fast food. Ce vrei să aștepți? Da. Nimic deosebit. Nimic deosebit. Deci locul ăsta unde a reparat telefoanele e un loc care are, e un magazin, are omul și conserve de ton, are și soluții de spălat pe jos, are de toate. Repară și telefoane, repară și laptopuri și cel mai important, ceea ce mi se pare foarte amuzant, vinde filme. Dar nu vinde filme cum te-ai așteptat, ci vinde filme pe CD-uri scrise cu carioca. Deci efectiv vinde filme piratate. Deci n-am mai văzut de foarte mult timp așa ceva. Să vizi într-un magazin, să dai bonuri pe filme piratate pe CD-uri scrise cu carioca. Adică da, e ceva ce în România se făcea, mă rog, nu știu dacă în România se vindeau neapărat în magazin filme de genul ăsta, dar se era o practică printre prieteni, știi? Filme descărcai de pe torente și le scriai cu carioca. E ceva ce se practica. Dar nu se mai face chestia asta, ce puțin nu pe față, nu multă lume mai face, pentru că da, Netflix și alte chestii. Aici, în Barbados, însă, poți să le cumperi din magazin. Vestea bună însă este că telefoanele noastre funcționează în sfârșit. Pot să bag cablu în telefon, ceea ce înseamnă că pot să-mi scot datele de pe el, că nu puteam să scot până acum pozele, efectiv. A trebuit să le pun prin Bluetooth să le transfer pe laptop, pentru că nu mergea cablu. Și acum merge cablu până data viitoare, când o să se umple telefonul cu apă sau apă sărată și la cum a început ploaia acum, nu m-ar mina să fie acum, acea data viitoare. Dacă mi dai mie și bagă aici, nu să fie acum acea dată. Ia bagă trebuie acolo ca să nu... Să nu fie acum. Să nu fie acum acea dată, nu? Aaa, ce plouă! Ba, fix acum a început. Un dezavantaj a unei insule, unui stat insular, este că toate produsele trebuie să vină din import, adică trebuie să aduci totul cu vaporul. Nu crește nimic aici, nu cresc roșii, nu cresc mere, nu cresc, adică trebuie să aduci totul în import. Deci aici pepenele arată sub orice critică. Este incomparabil cu pepenele de la Dăbuleni. Nici o treabă n-are, este tot verde, urât, subnutrit și pentru asta toate chestiile sunt scumpe. Viața în Barbados, în general, este o viață destul de scumpă, inclusiv localnicii spun că viața este foarte scumpă, pentru că totul vine din import. Totul trebuie adus cu vaporul. În Europa ai de toate. Aici, la supermarket, mai chestii locale, mai știi, dar totul foarte scump. Serviciile foarte scumpe. Marina, frate, marina era 100 de euro pe zi. 100 de euro pe zi. În Gibraltar era 16 euro pe zi marina. În Spania. Aici, în Barbados, era 100 de euro pe zi. Adică zici că ești în Monaco. Nici măcar în Monaco nu găteai 100 de euro pe zi, marina, pentru barca mea. Este absolut ridicol. Dar astea sunt prețurile. Adică dacă vrei să vii în Barbados, trebuie să te pregătești pentru treaba asta. Prețurile sunt destul de mari. În schimb, ca turist, dacă vii aici, ai foarte multe activități. Poți să faci snorkeling organizat, poți să faci scuba organizat, poți să mergi să vizitezi foarte multe lucruri pe insulă. Ai multe chestii pe care poți să le vizitezi. Sunt grădini botanice cu flori exotice.
sunt locuri unde poți să vezi animăluțe, cum a fost noi, de exemplu, la spunea chestia aia cu animale, nu știu, am văzut maimuțe și alte chestii de genul ăsta. Poți să vezi distilării de rom, poți să vezi plaje, sunt plaje foarte mișto, poți să stai la plajă, poți să... Sunt multe lucruri de făcut. Dacă vii în vacanță în Barbados, nu te plictisești. Numai bani să ai. Aia e singura chestie. Nu este o insulă din aia părăsită, o insulă din aia sălbatică, cum vezi în filme. Nu, este o insulă foarte populată, este o insulă foarte cosmopolită și este o insulă în care foarte dezvoltată. Deci nu găsești plaje în alea, știi? Alea, dacă le vrei, poți să mergi într-o excursie pe alte insulițe din Caraibe. Aici găsești chestii specifice unei țări dezvoltate. De asemenea, nu m-am simțit pentru niciun moment în pericol. Pentru niciun moment nu am simțit vreodată că aș fi în pericol să fiu furat, jefuit, știi? Nu. Chiar oamenii sunt super prietenoși, foarte, foarte amabili cu tine. Adică nu ai niciun fel de stres din acest punct de vedere. Nici n-am auzit oameni să fie jefuit sau să nu. E chiar un loc foarte civilizat din acest punct de vedere. Adică, sincer, mă simt mult mai în siguranță aici decât dacă m-aș simți în Paris. Sau mai ales în Londra. Sau în Birmingham. Sau în orașe din astea europene. Clar, aici mă simt mult mai în siguranță. Aceasta a fost mica noastră aventură în Barbados. O insulă care ne-a plăcut foarte mult și pe care ne-am mai întoarce oricând cu plăcere. Înainte să închei, vreau să mulțumesc generoșilor noștri, sponsori care fac posibil acest tip de content și vouă că ne așteptați cu un like și un coment la fiecare episod. Asta a fost clipul, ne vedem data viitoare cu unul nou nouț. Până atunci, H-ul vă pupă și vă dorește o zi excelentă oriunde v-ați aflat.